dați-mi voie să vă prezint o invitată specială. Am onoarea să stăm de vorbă și să o salut pe Simona Halep. Bună seara, Simona! Bună seara! În această seară vei primi chiar din mâna idolului tău, Gică Hagi, un premiu. Spune-mi ce înseamnă pentru tine această distincție. Înseamnă foarte mult, pentru că este, așa cum ați spus, a fost idolul meu și este în continuare. A fost un sportiv deosebit și este un om deosebit. Mă bucur foarte mult că am putut să vin. Eram la București și am venit special pentru această seară. Le doresc victorie, bineînțeles, o să îi susțin și sper să fie frumos. Erai stelistă de la acest meci, ții cu viitorul? Da, sunt stelistă, dar nu pot să renunț la echipa lui Hagi și nu pot să renunț la o echipă din Constanța, pentru că acest oraș este un oraș de suflet. Ce se întâmplă în acest oraș? Horia Tăcău, Simona Halep, Eliza Samara, Gică Hagi, o mulțime de sportivi talentați. Ce mâncați când sunteți mici? Păi cred că, nu știu, suntem mult mai motivați, venim dintr-un oraș mai micuț decât București. Poate sportivii sunt mai talentați aici și încercăm să ne tragem unul pe altul. Am avut exemple foarte bune, idoli foarte buni, cum a fost Hagi, cum a fost Andrei Pavel în tenis. Am crescut frumos și am crescut tot timpul cu multe performanțe. Simona, ce urmează în plan profesional pentru tine? Urmează o pregătire în continuare, Crăciunul cu părinții acasă și după aceea plec în Australia pentru turneele ce urmează, Brisbane, Sydney și Australian Open. Te deranjează foarte mult că se vorbește despre tine și faptul că urmează sau așteptăm cu toții să devii numărul 1 mondial, nu se creează așa un pic de disconfort psihic pentru tine? Pot să spun că simt o presiune, dar e ok, e normal și eu îmi doresc să fiu numărul 1, dar nu va fi ușor. Multe jucătoare joacă un tenis foarte bun, un tenis la cel mai înalt nivel și eu trebuie să fac față, să mă antrenez cât pot de bine și cât pot de mult și să fiu încrezătoare și cu putere că pot să, și cu încredere multă că pot să ajung acolo unde trebuie. Un Grand Slam în 2016? Eu îmi doresc, bineînțeles. Este visul meu, obiectivul meu, dar, repet, nu va fi ușor și trebuie să muncesc mult pentru asta.